Este perioada concediilor, iar hoții profită din plin de acest lucru. Polițiștii sibieni spun că nu este zi din săptămână în care să nu fie spartă câte o locuință. Pentru a preveni astfel de evenimente neplăcute, oamenii legii ne dau câteva sfaturi. Este perioada de concedii, iar hoții știu asta și profită din plin. Polițiștii sibieni ne dau câteva sfaturi pentru ca la întoarcerea din vacanță să nu ne trezim că în locul casei nu mai găsim decât niște pereți goi. Mai mult, oamenii legii spun că nicio măsură nu este în plus atunci când vine vorba de siguranța spațiului de locuit și a bunurilor agonisite. Fie că plecăm de acasă doar pentru câteva momente sau pentru o perioadă mai lungă de timp, avem obligația de a ne lua în propriile măsuri de protecție a locuinței. Cele mai bune momente în care infractorii pot acționa nestingheriți sunt cele în care proprietarii lipsesc de la domiciliu mai mult timp, lăsând locuința nesupravegheată și de cele mai multe ori neasigurată corespunzător. Având în vedere că trecem printr-o perioadă în care mulți dintre cetățeni pleacă în concedii și imobilele rămân nelocuite, le recomandăm că înainte de plecare să se asigure că nu au lăsat geamurile deschise sau ușile de la balcon, să nu spună nimănui faptul că lipsesc de acasă o perioadă mai îndelungată și de asemenea este foarte important ca unul dintre vecini mai de încredere să supravegheze pe cât posibil imobilul. Pentru protejarea eficientă a locuinței, polițiștii recomandă montarea unor uși confecționate din material rezistent la acțiuni mecanice și termice, care conferă siguranță, achiziționarea unor sisteme de închidere de calitate, instalarea unui sistem de alarmă antiefracție și protejarea ferestrelor cu grilaje mecanice, acolo unde este posibil accesul prin escaladare.